Noul primar al municipiului Roman a început efectiv activitatea după investirea de săptămâna trecută, Leonarda Chiriloae anunțând inclusiv că este disponibil pentru audiențe în fiecare zi de joi, în prima și în a treia săptămână a fiecarei luni, începând cu ora 12. Pentru a putea discuta cu edilul șef, romașcanii trebuie să se înregistreze la biroul unic din primărie. Între timp a fost actualizată și pagina web a administrației www.primariaroman.ro în ceea ce privește secțiunea destinată primarului Leonardo Chiriloaiei. Cu toate că nu era niciun secret pentru nimeni, date fiind joburile anterioare care impuneau publicarea lui, a fost postat și CV-ul noului primar. Edul Șef s-a născut la data de 3 aprilie 1973, este căsătorit și are doi copii. A absolvit în 1997 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Științe Economice, fiind licențiat în management. În 2011 a terminat și Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași, Facultatea de Farmacie, iar în 2010, la aceeași instituție, a absolvit masterul în managementul instituțiilor publice. Ca experiență profesională, Anul acesta a lucrat ca secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, între 2011-2020 fiind director financiar contabil la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Anterior, între 2008-2010, a fost director la Elite Design SRL Roman și, între 1999-2008, director economic la Romedica SRL Roman. Înainte de aceasta, a fost tot economist la Secerom Farm BA SRL Roman între 1998-1999, iar între 1997-1998, contabil șef la Sece Agrirom Fortuna SA Roman. În ultima declarație de avere din 15 iunie anul acesta, declarase trei terenuri intravilane în Roman, dobândite între 2000 și 2019, o casă de 204 metri pătrați în Roman, un apartament de 22 de metri pătrați în Iași și un apartament de 19,79 metri pătrați în Roman. Primarul are depozite bancare pentru copii de circa 28.000 de lei și acțiuni la o bancă de circa 144.000 de lei. În 2021, Leonarda Chiriloae va scăpa de 5 dintre cele 6 rate pe care le are la bănci pentru diverse credite. La spitalul roman, noul primar câștiga 91.502 lei pe an, soția sa încasând salariul de 106.941 de lei de la banca la care lucrează. În ultimii ani, soția Chiriloaie a încasat dividende de 8.395,58 lei, edilul șef având în plus de la primărie o indemnizație de 10.641 de lei și voucherele de vacanță de 1.450 de lei. În declarația de avere, mai figurează și alocațiile celor doi copii